Adrian Falubi a luat locul lui Sabo pe banca tehnică a lui ASEA Târgu Mureș. Noul tehnician a mai antrenat gruparea mureșeană în sezonul 2009-2010, atunci când a și reușit promovarea în Liga 1. Falub preia formația roșalbastră pe locul 3 în clasamentul general al seriei a doua cu 28 de puncte și pe primul loc în actualul clasament al play-off-ului. Staful tehnic este completat de Claudiu Șonfolean, antrenor secund, și Darius Miclea, preparator fizic. ASEA Târgu Mureș i-a găsit înlocuitor lui Ioan Ovidiu Sabău. După discuțiile din ultimele zile, conducerea clubului s-a înțeles în cele din urmă cu Adrian Falub, în prezent sub contract cu divizionarea secundă UTA Arad. Pentru noul tehnician, acest lucru reprezintă o revenire la Târgu Mureș. În sezonul 2009-2010 a reușit să ducă gruparea mureșeană pe prima scenă a fotbalului românesc. Staful tehnic este completat de Claudiu Șonfălean, antrenor secund, și Darius Miclea, preparator fizic. În cariera le-a mai pregătit pe Universitatea Cluj, Sportul Studențesc, Unirea Alba Iulia și CSMS Iași. Adrian Falub preia ASEA Târgu Mureș pe locul 3 în clasamentul general al seriei a doua cu 28 de puncte, dar pe primul loc în actualul clasament al play-off-ului. Acestea au fost principalele informații din sport. În continuare vă invit să urmăriți campania Da Mișcării cu instructorul Florin Dogaru. La revedere!